Localitatea Gornet a devenit celebră încă de pe timpul regelui Mihai, când localnicii au reușit să obțină premiul întâi la perele de toamnă, însă cel mai mult este cunoscută localitatea ca urmare a plantațiilor de zmeură, de pe vremea lui Ceaușescu. După 1990, însă plantațiile au fost neglijate și distruse. A fost nevoie de aproape două decenii ca ele să fie reînființate în suprafețe mai mari, de data aceasta în gospodăriile populației. Anul acesta producția este bogată, dar localnicii din Gornet vând zmeura cu 10 lei per kilogram. Soții Negoițescu au făcut o tradiție din cultura de zmeură. Nea Cornel spune că a învățat de la părinți sau cultive, că este multă muncă, dar nu se gândește să renunțe. E dificilă? Cultura e greu de... După margine e ușoară, dar cel care se ocupă nu prea e ușor. Dar dacă îți place ceea ce faci, e bine. Să zicem că sunt în jur de 45 de kilograme. Să zicem, asta o medie zilnică. O medie zilnică? Medie zilnică. Și cam pe ce perioadă apare? Perioada e în funcție de timp, de vreme. Cât privește profitul, aici lucrurile nu sunt atât de simple. Producătorii din Gornet nu au o piață de desfacere în localitate și pe lângă faptul că dau ieftin kilogramul de zmeură, mai bat și drumul cu lădițele până la Ploiești. Ar fi mai bine să, ca, de exemplu, Consiliul Local, în colaborare cu cei de la piață de acolo, să caute toate modalitățile, să ușureze aspectul ăsta al valorificării produsului pe piață, adică să li se dea spații de vânzare, mese pentru vânzare. Cât munciți aici? Foarte mult. Foarte mult. Toată grădina asta, numai noi amândoi o muncim, începând de primăvară până toamna târziu. Dacă nu valorificați ce culegeți, bănuiesc că se pierde întreaga. Este foarte sensibilă. Da, dacă nu vindem, nu valorificăm în aceea zi, nu, a doua zi o punem la sirop, la dulceață, nu. Cei doi soți au încercat să valorifice fructele prin colaborare cu mai multe cofetării, însă fără reușită. Ați colaborat vreodată să dați o cantitate mare către cofetării? N-am avut niciodată posibilitatea asta. Am încercat, dar n-am avut noroc să prind și eu pe cineva care să colaborez cu el. Doamna Elena este cofetar de meserie și spune că acum, ieșită la pensie, pregătește bunătăți pentru copii și nepoți cu fructe proaspete din cultura proprie. Înainte de Revoluție, zmeura era la mare căutare. Veneau tiruri din Germania. Pe timpul lui Ceaușescu, stăteau cu săptămânile să strângă cât mai multă zmeură. Acum, valorificarea fructelor este dificilă, mai ales atunci când intervin samsarii. Deseori, intermediarii vin la porțile oamenilor, cumpără o cantitate mare pe bani puțin și apoi o vând la suprapreț. Vine și spune cât? 70. Nu o dau, domnule. Eu dau cu 80 sau cu 90. Adică 8 lei, 9 lei. 8 lei, 9 lei. Cât vreau eu o dau la vine un om, femei din astea, pentru dulcețuri, pentru da. Ce el trebuie, vine, trage așa, ia, nu dau la ăștia care face bine. Eu la 80 de ani ce-ți mai mă duc? Nu mai puteți. De cât timp vă ocupați de cultura de zmeură? Păi de când eram copil, de mic, la părinții mei așa am avut, am căsătorit și tot timpul mi-am pus și eu. Câte puține. Zmeura pe care localnicii din Gornet o dau cu câțiva lei ajunge și peste hotare. Acolo însă clienții sunt dispuși să dea mai mulți bani pe marfa românească. În țări din nordul Europei, spre exemplu, câteva sute de grame costă $10.